Bună este Dumnezeu. 11 metri pentru cei cu cernici. Bun găsit, dragi prieteni. Trebuie să mai uit. Facem niște reglări tehnice care par să fie pe sfârșite în aceste momente. Bine v-am găsit așadar. Avem calendarul Ligii 1 cu 10 zile înainte de startul competiției. După ce s-a ferit să ia azi o decizie în cazul Rapid, Liga Profesionistă de Fotbal se află într-un impas. Regulamentul nu permite excluderea echipei din Liga 1, adică a Rapidului. Dacă giuleștenii refuză să se retragă, LPF este obligată să-i programeze, scrie în exclusivitate ProSport. Este o tărășenie, sigur, uluitoare, pentru că în birocrația fotbalului nostru și, în general, a societății românești, iată, nimeni n-a luat în calcul această variantă. Și anume ca Rapidul, un club falimentar care nu mai are după ce să bea apă și a cărui sentință a fost încă o dată amânată astăzi, până pe 20 sau 21 iulie, 20 la tribunal, 21 în cazul LPF. Acum vedem că, până la urmă, verdictul va fi tot la TAS, dar nimeni nu știe în ce an se va întâmpla asta, pentru că, mai mult ca sigur, Rapidul va demara în competiție, la noi urmând să primeze tot acele sentimentalisme și acele cumetrii de pe vremea lui Mitică Dragomir. Deci, mai mult ca sigur, Rapidul se va înscrie în competiție. De altfel, calendarul făcut astăzi la sediul LPF include Rapidul. Este o steluță mică acolo, aproape de invizibilă, ca și cum ai căuta-o pe cer, care i-ar permite Timișoarei să funcționeze în Liga 1, numai că între timp nu mai este atât de simplu. Prezența Timișoarei este vehement contestată și, de altfel, au dreptate cei de la UTA, adversarul tradițional al timișorenilor, să conteste, întrucât regulamentul este ambigu și aici. De ce Timișoara să fie repescuită în Liga 1 dacă UTA a jucat barajul? Deci regulamentul este făcut exact cum sunt și membrii LPF. Da? N-are nicio coerență. UTA, echipă care a pierdut așadar barajul pentru promovarea în ligă cu FC Voluntar, contestă intenția LPF. Arădenii spun că ei ar trebui să joace în Liga 1. Și sigur că atâta timp cât regulamentul nu specifică foarte clar chestia asta, e evident că vor contesta, că nu-i doare mâna. Deci arădenii spun că ei ar trebui să joace în Liga 1 dacă Rapid nu va fi primit în prima ligă și nu ACS Poli. UTA a făcut demersurile necesare atât la federație cât și la ligă pentru participarea la viitorul sezon. Oficialii echipei au prezentat o listă de 7 argumente potrivit cărora UTA ar trebui să fie în Liga 1. Și anume, UTA a câștigat barajul de promovare cu echipa Dunărea Călăraș organizat de FRF. 2. Echipa noastră a pierdut la golaveraj barajul de promovare retrogradare cu FC Voluntar organizat de LPF. Practic, acest baraj s-a disputat pentru 12 sau pentru locul 12 din Liga 1, ultimul loc care a asigurat menținerea în Liga 1. Pierzând acest baraj, putem considera că am obținut locul 13, primul loc retrogradabil, în cazul în care UTA câștiga acest baraj, echipa care a luat locul lăsat vacant de Rapid, sigur ar fi fost FC Voluntar, aspect confirmat de FRF. Da, sigur că ei au un punct de vedere destul de solid până aici, cei din Arad. UTA Arad a obținut licența pentru Liga 1 fără să fie sancționată cu depunctare. Asta e punctul 3. Punctul 4. UTA nu are datorii la bugetul de stat și local, nici litigii federative. 5. UTA are susținere totală din partea autorităților locale și județene, așa publicului arădean. Astea sunt prostii. În cazul în care locul vacant va fi atribuit echipei ACS Poli Timișoara, club penalizat cu 14 puncte, 8 puncte pentru neîndeplinirea baremului și 6 puncte pentru licență, fără susținerea publicului timișorean,
Se ajunge ca în anul competițional 2015-2016 din cele două serii de Liga a doua să promoveze o singură echipă în loc de două, posibil trei, câte erau prevăzute în regulamentul de organizare al competiției. Asta cu susținerea publicului e o prostie, chiar o rușine să te bazezi pe așa ceva. N-ai voie să intri la sentimentalisme când vorbești de regulament. Și n-are nicio legătură, este totalmente aiurea formulată, dar asta cu penalizarea, da. Într-adevăr, asta cu penalizarea, da, pentru că un club grosolan penalizat, cu 14 puncte, cum susțin în memoriu cei de la UTA, nu prea ar avea dreptul să ia locul, într-adevăr, unei echipe care n-a avut astfel de penalități. Deci, încă o dată spun, destul de solid făcut, pe alocuri ușor patetic, dar altfel bine alcătuit. Și ultimul punct, considerăm că sistemul actual de promovare retrogradare este clar favorabil echipelor din prima ligă, iar în cazul în care ACS Poli Timișoara ar fi acum admisă, ar fi recompensată contra performanța unei retrogradări sportive în dauna unei clasări la egalitate de puncte cu echipa promovată direct și câștigătoarea unui baraj de promovare. Asta nu se susține, întrucât dacă regulamentul e așa făcut, ăsta e. Nu poate contesta UTA. Deci punctul 6-7 este caduc și așa se întâmplă și în Occident. Sunt protejate echipele din Liga 1, nu cele din Liga 2. Punctul 6, spuneam, e destul de bine țintit, asta cu penalizarea, și punctul 5 nu se ia în calcul, asta cu susținerea autorităților locale și a publicului, asta nu interesează pe nimeni. 4, UTA n-are datorii. E parțial important, asta că obțin licența fără să fie depunctată poate să conteze. Punctul 2 însă este bine țintit, într-adevăr, acolo așa este. Și la punctul 1 a câștigat barajul de promovare cu Dunărea Călăraș, e parțial valabil. Dar în orice caz, de ce spuneam și de ce ne-am grăbit să citim acest memoriu al clubului Arădean, întrucât LPF completamente hors sujet, cum ar spune francezii, adică pe lângă subiect, evident ea nereușind să-și stăpânească nici propriile regulamente, evident, s-a grăbit astăzi să spună că în cazul în care Rapidul prin absurd nu va putea să ia parte la Liga 1, deși încă o dată spun, tendința este că Rapidul va juca în prima ligă. E bine, dacă, să zicem, nu se va întâmpla acest lucru, atunci a anunțat LPF astăzi, încă o dată, totalmente aiurea, ACS Poli va lua locul. Dar ei, nebazându-se pe nimic concret, pentru că eu nu țin minte ca la începutul sezonului să fie avut un astfel de comunicat. Și sigur că pe asta merge UTA, deci e clar că de aici înainte campionatul va ajunge să se judece la comisii, comisiile sunt tot ale noastre, deci n-au habar de nimic, și se va face contestația, va merge până la TAS. Deci riscăm să avem un campionat invalidat, pentru că tendința este în momentul de față următoare, Rapidul să joace în Liga 1, ceea ce este ilegal. 2. Dacă Rapidul nu va juca în Liga 1, Timișoara va intra în competiție, ceea ce poate să fie ilegal. Abia în a treia variantă ar fi ca dacă Rapidul și Timișoara nu joacă, să joace UTA. Nu se va ajunge până acolo. Deci arădenii nu vor fi luați în calcul, mai mult ca sigur, la cum se prezintă astfel situația. Ei vor contesta. Evident va contesta și Timișoara dacă Rapidul va intra, că nici pe ea nu-i costă nimic. Și campionatul va fi invalidat. Evident că Rapidul nu are dreptate, Liga nu are dreptate, Federația este și ea în culpă. Deci campionatul va fi invalidat la sfârșitul sezonului. Atenție mare la lucrul ăsta, pentru că nu sunt șanse ca lucrurile să stea altfel. E clar că în urma acestor raporturi, până la urmă, Rapidul va fi considerat participant nelegitim la acest campionat. Încă o dată mai este până atunci, sunt încă 10 zile, mai pot întâmpla multe la noi, dar tendința este clară de presiune asupra celor de la Ligă, care vor să înscrie Rapidul în competiție, deși ăștia, încă o dată spun, sunt morți în păpușoi, urmează să fie îngropați, n-au ce să caute în Liga 1 în asemenea condiții. Este o ilegalitate, evident, să introduci o echipă în faliment. Atenție, nu trebuie să presezi justiția, pentru că dacă ai ajuns până acolo, nu mai dictezi tu.
instanța sportivă nu s-a putut pronunța, s-a ajuns în instanța civilă. Ăștia până la urmă n-au dat deocamdată niciun răspuns. Există o sentință de faliment, dar ea trebuie confirmată sau suspendată. S-a stabilit o nouă dată, 20 iulie, nu e obligatoriu să se judece atunci. Ce va face Liga Profesionistă de Fotbal dacă nici pe 20 nu va avea un răspuns? Ea a dat termen până pe 21, pentru că pe 22 începe campionatul. Dar cum să fii atât de prostănac și să-ți distrugi propria competiție când n-ai de ce să o faci? Adică ce câștigi ai tu că ții o echipă muribundă ca Rapidul până pe data de 21? Cum să-i spui unei echipe, voi vedeți că mâine începe campionatul, participați? Deci Rapidul nu va ști până pe 21 dacă va juca sau nu. Pentru ce să faci treaba asta? Timișoara, UTA nu vor ști până în ultima clipă dacă vor juca în campionat sau nu. Păi asta e echitate sportivă, ăsta e un campionat în junglă. N-ai nicio legătură. Cum să fii afiliat la UEFA și să ai o asemenea comunicare, o asemenea responsabilitate? Ei se certau astăzi cu Ștucan la sediul EPF. Venea un jurnalist să le pună niște întrebări, ei se certau cu ăla, să simțeau ura din comunicatul lor, din glasul lor la adresa unui jurnalist care sigur că le punea niște întrebări incomode. Ei n-aveau un plan, mă. Deci cum să încep campionatul? Am mai spus, dincolo de toate lucrurile alea evidente pentru o societate civilizată, că un țintar se anunță cu 2 luni înainte. Da, echipele trebuie să-și facă planul. Unde vor dormi ăștia? Am mai luat în calcul și asta. Nimeni nu s-a gândit niciodată la ligă, la asta. Deci cum să te duci? N-ai rezervări făcute nicăieri. Dormi în mașină, dormi în cort. Cum poți să te deplasezi dintr-un loc într-altul? Rapidul joacă cu Botoșaniu. Păi ce face Botoșaniu în prima etapă? Da? Face rezervările de acum ca după aia să le anuleze. Dar dacă joacă cu Timișoara, dar dacă joacă cu Aradu, ăia ce fac? Deci nu este nicio logică, nimic. Asta trebuia comunicat din timp. Da, hai, dai o dată, cu 2 luni înainte de începerea competiției. Hai, cu 1 lună înainte de începerea competiției le dai ultimatum. Nu poți să le dai ultimatum cu 1 zi înainte. Ce echipă este asta? E o echipă pregătită de Liga 1, care în momentul de față nu știe dacă va juca. S-a publicat calendarul, ea nu știe dacă va juca în Liga 1. Ce e asta, mă? Ce este într-adevăr o treabă făcută ca pe vremuri la noi? Nu s-a schimbat absolut nimic. De altfel am auzit pe Iorgulescu astăzi, vorbea agramat, dar toate frazele lui erau șubrede, un comunicat, asta nu știa să se exprime. Ce conducere e asta, bă, tată? Ce competiție poate să fie asta dacă tu habar n-ai, tu n-ai putere să tranșezi, n-ai nicio legitimitate finalmente. Astea sunt niște decizii toate aleatorii, toate arbitrare, nu se bazează în fond pe nimic. Ce e asta cu falimentul și cu insolvența? Că oricum atârn de o decizie care va fi și ea contestată. Stați un pic, că pe 20 nu se dă o decizie definitivă. Bun, Rapidul va fi tot în cel mai bun caz în insolvență. Dar tu știi că dacă va ieși din insolvența aia, chiar dacă ea s-ar pronunța, care e diferența? Că o să spună, da, intră în insolvență sau sunt în faliment. Ei oricum n-au nimic. Oricum sunt în stradă, oricum nu se bazează pe nimic, administrativ, financiar, juridic, ei n-au niciun statut în momentul de față. Cum îi primești un campionat când n-ai nicio decizie? Evident, ei trebuia să stea deoparte, dar n-ai bă nicio legătură cu Liga 1, să aliniază cine este cu actele la zi, bă. Dar nu poți în ultima clipă să faci o înscriere pentru o competiție care durează 9 luni. Bun, luăm o pauză și vom reveni. Avem așadar în această confuzie teribilă de termeni țintarul Ligii 1. Prima etapă va avea loc undeva înspre 23 iulie. Nici aici data nu este deocamdată confirmată, întrucât vor fi meciurile defalcate pe 3 zile. Deci nu este evident să știm ce se va întâmpla. Astăzi suntem pe 12 iulie, deocamdată nu avem programul televizărilor din prima etapă. Asta înseamnă că fiind într-o zi de marți, 12 iulie, marțea viitoare va fi 19 iulie, da?
Miercura viitoare va fi 20 iulie, data la care Rapidul va ști poate ceva în plus cu privire la sentința de faliment. 21 iulie, o zi de joi, va însemna probabil o decizie definitivă a LPF în acest sens, care după aia va fi contestată de toate cele trei cluburi și Rapidul va contesta, sunt absolut convins, dacă nu va fi admis în prima ligă. Deci 22 iulie este într-o zi de vineri, atunci ar trebui să înceapă campionatul, dar ca termen general este aplicat această zi de 23 iulie, pentru că deocamdată nu avem televizările. În prima etapă, Pandurii Târgu Jiu, CSU Craiova, derbiul oltenesc, Astra Giurgiu Dinamo, un meci interesant, Rapid Timișoara sau UTA, una dintre aceste trei echipe va primi replica lui FC Botoșani. Botoșani în momentul de față este în ceață totală cu privire la această primă deplasare, habar n-au unde să meargă. CFR Cluj, Concordia Chiajna, FC Voluntari, viitorul Constanța, Steaua, CSMS Iași, mereu Steaua joacă acasă cu Iași în prima etapă, și Gaz Metan Media 6A Târgu Mureș, derbiul Transilvan. E bine, avem Pandurii, CSU Craiova și Gaz Metan ASEA Târgu Mureș, două partide, derbiuri de proximitate în prima etapă, și evident acest Astra Dinamo cu o anumită încărcătură, până când vom ști exact televizările. Acestea vor fi stabilite probabil în cel mai scurt timp, astăzi, mâine, poi mâine vom ști mai exact. În etapa a doua, pe 30 iulie, avem un Craiova ASEA, deci atenție, ASEA Târgu Mureș joacă în primele două etape în deplasare. Ăsta este calendarul. Asta înseamnă că una dintre echipe va juca de două ori acasă în primele două etape. Este vorba de Pandurii Târgu Jiu, care joacă cu Craiova și apoi cu Astra, primele două meciuri pe teren propriu. În etapa a doua, principalul meci ar fi Dinamo Rapid. Sigur, dacă Rapid primește dreptul să joace în Liga 1. În etapa a treia, pe 6 august, am avea CFR Cluj Dinamo ca meci principal. De notat că Steaua se deplasează în etapa a doua la viitorul Constanța. O partidă care n-ar trebui să-i pună probleme tradițional vorbind. Deci Steaua, CSMS Iași, etapa a doua, viitorul Constanța, Steaua. În etapa a treia, Steaua joacă acasă cu Concordia Chiajna, ce are un calendar favorabil, spre deosebire de Dinamo, care debutează în deplasare cu Astra, campioana țării. Apoi joacă pe teren propriu în etapa a doua, eventual cu Rapidul, dacă aceasta este înscrisă în competiție, deci ar fi un derby bucureștean. În etapa a treia, Dinamo a jucat la Cluj cu CFR-ul, meci iarăși complicat, întoarcerea lui Andone la Cluj. De asemenea, în etapa a treia am avea un Astra CSU Craiova de notat. Etapa a patra se desfășoară pe 13 august. Este o etapă fără niciun derby, nu se poate, nu este niciun meci în evidență în această etapă. Steaua joacă în deplasare la Botoșani, cel patrulea meci la rând ușor pentru steliști. Primele patru etape sunt foarte bine venite pentru Steaua. În etapa 5-a, pe 20 august, am putea să avem un Rapid Craiova, de exemplu, CFR Cluj Astra și, bineînțeles, derbiu Steaua Dinamo. Acesta este programat în etapa 5-a. De regulă, conform ultimelor programări, cam atunci, etapele 4-5 întâlneau Steaua și Dinamo, deci pe 20 august. Evident că la noi totul este făcut de mântuială. În nicio țară occidentală nu există așa ceva. Dar, mă rog, la ligă, încă o dată spun, nimeni nu gândește. N-ai voie să programezi un derby de genul ăsta în perioada vacanțelor. Adică asta este încă o dovadă de incompetență crasă
Da, niciodată în Occident nu veți vedea un derby programat într-o astfel de perioadă. Pentru că asta vine împotriva oricărei logici. Sigur că și televiziunile sunt vinovate. Dar nici ele nu se pricep, nu știu, meserie. Cum să programezi derbiul campionatului în plină perioada vacanțelor? Adică pierzi o șansă enormă aici de a face audiență, da? De a vinde bine meciul respectiv. Tu dai o căruță de bani pentru un produs alterat, cum este Liga 1, expirat. Păi măcar atunci să ai puterea să-ți programezi tu derbiurile. Exact cum fac francezii, vă spuneam, cu criteriile lor pe care le introduc. Acolo contează cel mai mult din Europa rentabilitatea. De asta dau exemplu acest campionat. Ei niciodată nu-și programează derbiurile aiurea. Pentru că dă-le încolo de trageri la sorți. Trebuie să fii prost, mă, să ajungi într-o astfel de situație. Ele sunt întotdeauna organizate ca să nu fie nici prea cald, nici prea frig, să nu fie perioadă de concedii. Adică exact la fel se întâmplă și în Spania cu Real Barcelona. Adică întotdeauna să aibă o atractivitate maximă, maximă. Dar bun, noi vorbim de o țară unde finala cupei se joacă marțea. Adică nu este niciun respect, nicio logică și niciun pic de creier. Asta este o bătaie de joc la adresa competiției. Dar și sponsorii sunt de vină. Orange, Digi, Dolce, toți cei care plătesc, niciodată nu le-a trecut prin cap. N-au avut un om competent acolo care să spună: tată, eu nu dau banii ăștia, mă, că nu sunt obligat să-i dau. Deci Liga n-are nicio forță. Da? Este o instituție falimentară. Eu țin Liga cu banii ăștia, da? Ca și sponsor. Eu nu-mi permit să-și bată joc. Uite care sunt condițiile mele. Da? Vreau să fie meciul ăsta programat în septembrie, da, că la noi, hai să zicem că vremea se degradează mai repede. Da, deci odată cu întoarcerea oamenilor la serviciu, copiilor la școală, ideal este ca un Steaua Dinamo să se joace undeva la sfârșitul lunii septembrie. În a doua parte a lunii septembrie este ideal. La hai cel mai târziu la începutul lunii octombrie, în ceea ce este prima parte a campionatului. Deci ca să te protejezi, să ai toate condițiile atunci. Asta va fi și prea cald. Lumea nu va fi acasă pe 20 august. Deci este o bătaie de joc. Evident că nimeni nu ține la competițiile astea. Digi nu ține la banii lui, că nu sunt banii lui de fapt. Sunt banii abonaților și se vede că nu sunt bani munciți, nu sunt bani gândiți. Sponsorii competiției fac la fel. Pe noi nu interesează când au vizibilitatea cea mai bună pentru un asemenea meci. Sigur, dacă ar fi un campionat care să conteze, ar fi o crimă. Dar pentru că nu este, putem să râdem. Ne întoarcem după o pauză. Ne-am întors în direct, așadar, Steaua Dinamo pe 5, în etapa 5, pardon, pe 20 august. Meciul va conta pe teren propriu pentru Steaua. În etapa 6-a nu avem niciun derby. Pandurii Târgu Jiu Steaua este, să spunem, cel mai interesant meci. Etapa 6-a va avea loc pe 27 august, după care vine pauza pentru echipele naționale de la începutul lunii septembrie, așadar etapa 7 are loc abia pe 10 septembrie. Asta este prima pauză competițională și se va relua cu un Steaua Astra derbiul etapei a 7-a. Etapa 8-a se desfășoară pe 17 septembrie. N-avem niciun mare meci, poate doar Rapid Steaua, dacă Rapidul va fi admisă. Etapa 9-a pe 21 septembrie este o etapă intermediară, prima de acest gen. Viitorul cu Dinamo și Steaua cu CFR sunt programate în etapa 9-a. Etapa 10-a este de asemenea în weekend, pe 24 septembrie. CFR Cluj cu Gaz Metan în această etapă. Rapid cu ASEA Târgu Mureș și FC Voluntar cu Steaua. Etapa 11-a pe 1 octombrie, Steaua Craiova, de exemplu, ASEA CFR Cluj, Viitorul Astra. Etapa 12-a, atenție, iarăși se întrerupe campionatul, pe 15 octombrie, deci două săptămâni mai târziu față de etapa 11-a, este penultima etapă a turului, Craiova Dinamo.
în această etapă. Și în fine, turul campionatului, etapa 13-a, pe 22 octombrie, cu ASEA, Târgu Mureș și Steaua. De obicei, acest meci este programat în ultima etapă, chiar dacă nu mai reprezintă acum un derby. Dinamo joacă cu Pandurii în această ultimă etapă a turului, iar Astra la Botoșani. Nu se face pauză ca și anul trecut între tur și retur. Etapa 14-a, prima a returului, fiind programată pe 29 octombrie, este în oglindă, deci se respectă tradiția, este în oglindă, prima etapă a campionatului este și a 14-a. Așadar, cu deplasarea Stelei la Iași, cu ASEA Gaz Metan sau cu Dinamo Astra. Mai departe, etapa 15-a pe 5 noiembrie, etapa 16-a pe 19 noiembrie, este o pauză de două săptămâni între cele două etape pentru echipele naționale. Etapa 17-a, 26 noiembrie, etapa 18-a, 30 noiembrie, este etapă intermediară. Etapa 19-a pe 3 decembrie, etapa 20-a pe 10 decembrie, etapa 21-a pe 17 decembrie, este ultima etapă a anului calendaristic. În această ultimă etapă a anului, Steaua ar urma să întâlnească pe teren propriu Rapidul. După care este o pauză de pe 17 decembrie până pe 4 februarie, nu foarte lungă, așadar de mai puțin de două luni. Campionatul ar fi chemat să reînceapă mai devreme ca de obicei. Știm că de regulă acesta era împins undeva în a doua jumătate a lunii februarie, mai ales că nu înțeleg exact această grabă, întrucât la sfârșitul sezonului nu există nimic. Nu mai avem nici campionat european, nici campionat mondial, nu se joacă nimic în 2017. 4 februarie pare să fie cam repede pentru fotbalul românesc, mai ales că și vremea poate să fie foarte complicată atunci. În prima etapă de la reluare, Steaua ar juca la Cluj, Dinamo acasă cu Viitorul, iar Astra pe teren propriu cu ASEA. Urmează etapa 23-a pe 11 februarie, apoi etapa 24-a pe 18 februarie, penultima etapă a campionatului, etapa 25-a pe 25 februarie și ultima etapă pe 4 martie 2017, se încheie sezonul regulat. În ultima etapă Steaua întâlnește acasă pe ASEA, Astra joacă acasă cu FC Botoșani, iar Dinamo în deplasare cu Pandurii. Ăsta este țintarul, după care la capătul sezonului regulat, știm deja, vom avea la fel ca și în sezonul care s-a încheiat, play-off și play-out. Programul play-off-ului este următorul, nu se face pauză între sfârșitul sezonului regulat și prima etapă din play-off, cum nu se face nici între ultima etapă a turului și prima etapă a returului, și nu este pauză aici. Play-off-ul va avea 10 etape, cum s-a întâmplat și în acest an, și va începe pe 11 martie 2017, urmând să se încheie pe 13 mai. Play-out începe de asemenea pe 11 martie, are 14 etape și se va încheia pe 4 iunie. Deci cu 3 săptămâni mai târziu decât play-off-ul. Avem și programul în Cupa Ligii. Turul întâi se va desfășura în august, 10-11 august. Sferturile de finală 7-8 septembrie. Semifinalele sunt tur-retur. Turul în 21-22 decembrie, deci după terminarea ultimei etape a anului calendaristic, vom avea semifinalele tur în Cupa Ligii, dacă sigur vremea o va permite, și apoi pe 1-2 martie returul semifinalelor, și la o distanță totuși enormă, finala Cupei Ligii fiind programată pe 20 mai. Asta înseamnă exact la o săptămână după ce se termină play-off-ul. Cupa României are faza 16-imilor în octombrie, optimile de finală în decembrie,
sferturile la sfârșitul lui martie, semifinalele sunt tur-retur, 26-27 aprilie și respectiv 17-18 mai. Finala Cupei României fiind programată la o săptămână după finala Cupei Ligii, pe 27 mai. Astea sunt programate destul de bine, după părerea mea. Din câte înțeleg, sunt programate în weekend, deci nu mai sunt la mijlocul săptămânii și au o logică. Mai nou așa se întâmplă și în campionatele occidentale. Finalele de cupă sunt programate după ce se termină sezonul. Asta mi se pare destul de coerent, deci făcut ca și țintar al Cupei Ligii și Cupei României. Vă reamintesc că cele două competiții revin însă în actualitate mult mai devreme, pentru că sub egida FRF vom avea parte sâmbătă aceasta de Supercupa României, care va opune pe Astra lui CFR Cluj, iar o zi mai târziu, duminică, sub egida LPF va avea loc finala Cupei Ligii între Steaua și Concordia Chiajna. Aceste două evenimente urmând să prefațeze cu o săptămână, să spunem, chiar mai puțin, pentru meciul avansat de vineri, startul noului sezon. Deci nici astea nu sunt fixate rău, mi se pare că e ok așa. Avem un weekend cu două partide, Supercupa României și finala Cupei Ligii, după care începând de săptămâna viitoare, vineri, sâmbătă, duminică și luni poate, vom avea parte de prima etapă a campionatului, un campionat care începe de vreme, dar și pentru faptul că într-adevăr se întinde pe multă perioadă, o lungă perioadă, finala cupei fiind, iată, programată, sfârșitul sezonului fiind abia pe 27 mai. Deci un campionat care durează pentru cei care joacă în acest weekend deja, sunt patru echipe care sunt angrenate, Steaua, de exemplu, una dintre pretendentele la trofeu, sau Astra, echipe care pot să aibă cel mai lung parcurs, debutează în acest weekend. Deci asta înseamnă undeva la mijlocul lunii iulie, să spunem rotund, și vor termina sezonul, dacă vor fi în finala Cupei României, abia la sfârșitul lunii mai a anului 2017. Deci este un sezon extrem de lung. Aceste echipe urmând, evident, să joace și în cupele europene, în tururile preliminare, și să ofere, sigur, și jucători la echipa națională în toate datele calendaristice stabilite pentru aceasta. Și Mudică, după stabilirea țintarului, nu-mi doream Dinamo în prima etapă, avem parte de un debut dificil. Sigur că Dinamo este una dintre echipele cu mare ambiție venită după un sezon relativ convingător, dar cu o nouă conducere, Ioan Andone pe bancă. Sigur că este un adversar complicat pentru Astra, care nu s-a descurcat în campionatul trecut foarte bine pe teren propriu, a fost parcă mai degrabă o echipă de deplasare. Steaua n-a mai bătut Dinamo în ultimii 20 de ani, atunci când derbiul s-a jucat în etapa 5-a, scriu cei de la DigiSport. Na, sunt binevenite toate aceste statistici, evident, înainte de competiție. Cele două echipe s-au mai întâlnit de două ori în ultimii 20 de ani în etapa 5-a, deci nu este mare lucru. Anul trecut Steaua și Dinamo au jucat pe Arena Națională în fața aproape 30.000 de fani și au terminat la egalitate 0-0. În stagiunea 2009-2010, tot cu Steaua gazdă, în aceeași etapă a 5-a, pe Ghencea, Dinamo a câștigat cu 1-0. Singurul gol a fost marcat atunci de Gabriel Tamaș. Dinamo era antrenată de Dario Bonetti. Derbiul a avut la centru un arbitru străin, Mauro Bergonzi. Niciuna dintre cele două echipe n-a luat titlul în ultimii 20 de ani când derbiul s-a disputat în etapa 5-a. În 2009-2010 titlul a revenit lui CFR, în timp ce anul trecut campioana a fost Astra. Deci este al doilea an la rând, așadar, când Steaua și Dinamo joacă în etapa 5-a. Pe Arena Națională se va juca probabil și de data asta, dar cu Steaua gazdă de fiecare dată, încă o dată spun, este o prostie să pui un astfel de meci în luna august, chiar dacă el se joacă după apunerea soarelui.
În orice caz, n-ai aceeași audiență pe care ai avea-o în timpul sezonului clasic, adică atunci când toată lumea este la locul de muncă și, bineînțeles, de asta se feresc cei mai mulți. Acolo unde campionatele generează într-adevăr niște bani bine gândiți. Bun, hai să spunem că la un Barcelona-Real Madrid într-o perioadă de genul ăsta ai mai putea să spui că sunt turiști. Și într-adevăr este perioada estivală când numărul turiștilor impresionant vara, evident la Mediterană, mai ales dacă meciul avea loc la Barcelona, turismul este în floare atunci, compensez cu faptul că o mare parte dintre abonați este plecată, cu cei care vin și achiziționează biletul în ultima clipă. Evident, nu mai trebuie să trecem iarăși prin explicație ce înseamnă pentru un club mare abonatul. La noi evident că aceste lucruri nu se iau în calcul niciodată, dar nu mă surprinde că nu se iau în calcul de ligă, pentru că acolo nu sunt profesioniști, n-au fost niciodată. Dar mă surprinde faptul că aceste lucruri nu sunt luate în calcul de cei care bagă bani. Asta e o bizarerie și asta demonstrează că noi n-avem fotbal profesionist. Am mai spus-o cu toate detaliile astea care până la urmă amestecate fac un tot impresionant, da? De la confortul telespectatorului și până la aceste date, toate trebuie gândite dacă te pricepi la fotbal. Da? Deci abonatul nu este obligat să stea acasă în București toată vara. El își ia abonament, da? Poate că sunt unii care sunt abonați la Steaua de 30 de ani, de 20 de ani, de 15 ani. Pleacă și el două săptămâni în Grecia, în Turcia, în Bulgaria, unde își permite, în perioada respectivă. Este cea mai critică perioadă, 20 august. Aia este zona de concediu absolut. Luna august, în emisfera nordică, este perioada de concedii ideală. Cei mai mulți oameni pleacă în concediu în luna august, în emisfera nordică. Deci să pui un derby, practic singurul meci care contează în campionatul ăsta ca și notorietate, ca și impact, de două ori la rând în perioada asta, înseamnă să-ți bagi joc de suporterii respectivi. Unii se duc la bunici, alții au copii și îi duc la bunici. Alții se duc și ei câteva săptămâni, spuneam, pe litoral. Sau poate la munte, n-are importanță. Nu poți să pui un astfel de meci. București nu este un oraș turistic. La asemenea mod încât să spui, bă, umple Arena Națională oricum. Cum am dat exemplu Barcelonei. Da, sau Stad Velodrom. Unde, într-adevăr, în perioada turistică, poți să-ți permiți să pui un meci în august. Campionatul Franței, de exemplu, începe pe 14 august pentru OM. Este meci acasă cu Toulouse. Da, acolo, într-adevăr, cei care sunt plecați n-au ce să facă. Dacă aia e data de începere a campionatului, atunci trebuie să înceapă pentru toată lumea. Nu stabilește OM. Dar nu se joacă vreun derby niciodată în perioada vacanțelor. Bun, pentru prima etapă, uite, OM joacă acasă cu Toulouse. Dacă vor avea ca sezonul trecut 33.000 de abonați, să zicem, ăia nu vor fi prezenți decât în cam jumătate. 14 august toată lumea e plecată. Unii vor fi, vor sta în Marseille special pentru meci sau vor fi în apropiere și vor veni să-l vadă, dar se estimează că de regulă la un număr de 30.000 de abonați, în perioada de concedii, numai jumătate dintre ei vin la meci. Sigur că turiștii care sunt în zonă la vremea respectivă umplu stadionul. Întotdeauna, la prima etapă, stadionul este plin. Deci, undeva peste 45.000 de spectatori. Asta înseamnă deja stadionul bine umplut în momentul de față. Peste 45.000. Deci pe asta poți să contezi. N-ai ce să faci. Și etapa a treia, meciul de acasă cu Lorient, va avea loc pe 27 august. E la fel. Lumea e în concedii. Nu este un meci de calibru, evident. Tot o echipă modestă. Faci 40.000 și acolo. Dar nu poți să pui OM Paris Saint-Germain sau OM Lyon primele etape din aceste motive. Niciodată nu există astfel de partide în primele etape. Campionatul este nevoit să înceapă în august, cel mai târziu, uneori începea chiar în iulie și la Francesca la noi. Acum s-a mai decalat în ultima perioadă, începe în august, mai ales că acum a fost și campionatul european. Evident, e necesară această pauză.
Nu poți să planifici astfel de meciuri, pentru că asta înseamnă că vii exact, exact, exact împotriva celui care te susține pe tine. Toată această șandrama a fotbalului este susținută de oamenii ăștia. Fără ei, fotbalul n-ar exista. N-ar exista ligă, n-ar exista federație, n-ar exista televiziuni care să transmită meciurile, n-ar fi presă care să scrie despre meciuri. Deci toate astea sunt ținute de consumator. A veni și a-i pune în cârcă chestia asta, fără ca el să aibă vreo vină, este într-adevăr o lipsă de respect și după aia o lipsă de profesionalism. Da? Adică e clar că tu faci lucrurile astea din prostie și din ignoranță. Nu se admite așa ceva. Nu poți să faci o chestie de genul ăsta. Încă o dată, de ceea care se duc și ei, că mai știi cum e și suporterul. Stabilește suporterul stelist, de exemplu. Își stabilește concediu, are și el o muiere. Aia nu o să stea după el, proasta aia, să-i spună, stai întâi dragă, să vedem când e steaua Dinamo. Și după aia ne stabilim concediu. Nu se duc și ei două săptămâni, undeva, într-o insulă grecească, unde să scuipe semințe alături de alți români. Ok. Îi prinde, văd meciul la televizor acolo, îl văd pe vreun device din ăsta, dar nu sunt pe stadion. Deși e meciul pe care ei îl așteaptă cel mai mult în timpul unui sezon, când se publică, imediat cum se publică calendarul, ei se uită să vadă când e meciul respectiv. Ah, păi suntem plecați, suntem iarăși ca proști în Grecia și anul ăsta. Da, pe 20 august. Că n-am putut, muierea nu poate să-și ia concediu altă dată, să zicem. Nu stabilești tu funcție. Liga profesionistă de fotbal îi se bălângăne. Da, ei n-au nicio treabă, ei din prostie. Că nu trebuie să faci asta, dă-o dracului de tragere la sorți, că toți trag la sorți. Da, le mai manipulează un pic. Tragerile la sorți nu trebuie să fie împotriva firii. Da, nu planifici așa ceva. Încă o dată, nu vă luați după englezi sau mai știu ce situații, pentru că acolo nu-i la fel. Poți să pui Arsenal cu Manchester United în prima etapă. În primul rând că acolo sunt multe derbiuri. Poți să pui un astfel de meci, Liverpool-Arsenal, la în prima etapă. Nu e o dramă, mă, că acolo turismul este de alt nivel. Discutăm la nivelul Londrei sau al Liverpool într-o vară. Bineînțeles, acolo au suporteri din Statele Unite, din Canada, din Australia, vin din Malaezia. Ăia vin și stau o lună în Anglia să vadă meciuri. Da, nu e o problemă pentru ei. Puterea de cumpărare este mare, turismul e de alt nivel. Încă o dată, perioada turistică nu dezavantajează țările care adună fani sau suporteri sau pur și simplu turiști obișnuiți. Dar pe noi ne dezavantajează, evident. O țară de genul ăsta, care nu are nimic atractiv într-un an competițional, trebuie să-și protejeze puținele bunuri. Nu să-și bată joc de ele de fiecare dată. Dar lucrurile astea chiar nu le înțelege nimeni la noi, bă. Bine, și cei care se ocupă, să zicem, indirect de asta, presa, n-are în conștiință, n-are spiritul ăsta. Dar noi n-avem în genă chestia asta de responsabilitate civică. Nu are în coci, pe nici la, nu s-au gândit niciodată la așa ceva. Sunt prea comozi ca să aibă idei. Prea comozi să facă vreo schiță sau vreun plan. Ei vin la serviciu ca să aibă de unde să plece de acasă. Deci nu i-a preocupat niciodată chestia asta. Nicăieri, dobitocilor, chestia asta nu este posibilă. Deci asta s-ar scrie, s-ar face niște articole, praf iar face pe aia, peste tot, bă, se vede că noi n-avem chestia asta cu dreptul consumatorului. La noi nu există. La noi tot imbecili rămâi. Bine că vă bucurați că a venit legea aia cu 51% produse românești în supermarketuri. De parcă asta relansează economia unei țări. Ce cretini! Da? Dar aici, când ar fi trebuit să urle și să spună, bă, noi nu suntem de acord, bă, tată, că noi din banii noștri trăiți, să vă bateți joc în fiecare an. Pe ei nici nu-i interesează. Dar sunt fericiți că, până la urmă, au ce să facă. Și că meciul ăsta, oriunde s-ar afla, le mai alungă pentru 2 ore plictiseala. Vă meritați, bă, soarta. Ne întoarcem după o pauză. Da, citeam în ProSport un articol care, într-adevăr, strânește uluială despre ce se va putea întâmpla cu această competiție numită Liga 1 în câteva săptămâni, pentru că nu există în regulament o soluție care să permită forului suprem
și decizionar în Liga 1 să excludă Rapidul. Deci dacă Rapidul nu face singur această solicitare, conform regulamentului în vigoare astăzi, ea nu poate fi exclusă, deși Rapidul nu se poate prezenta la competiție pentru că n-are jucători, n-are staff, n-are pe nimeni. În momentul de față se spune aici un singur angajat mai are Rapidul și asta e la contabilitate. E vorba de doamna Maria Dincă, singura care are contract. În rest nu mai e nimeni. Nu există niciun fel de staff, nu sunt jucători și sumele care ar trebui plătite sunt considerabile pentru ca ceva să se schimbe până la data de 22 iulie când începe campionatul. Hai, în cazul Rapidului se poate amâna până pe 24 sau până pe 25, pentru că etapa se întinde de regulă pe 4 zile. Dar oricum asta nu mai contează pentru că e vorba de o sumă de 4,5 milioane de euro pe care Valeri Moraru a trebuit să o găsească ca să stingă datoriile, după aia ar trebui să-și încropească repede un lot. Nu poate fi vorba însă de un lot de juniori pentru că iarăși ne izbim de regulament și dacă folosești juniori într-o partidă se consideră că îți bați joc de competiție și ești penalizat. Acum vine problema principală. Rapidul nu poate fi exclus, de asta a și amânat, evident, cum vă spuneam la începutul emisiunii, Liga Profesionistă un verdict, ea se teme să taie în car de vie, pentru că nici regulamentul nu ajută, dar mă rog, regulamentul e făcut tot de ei, deci tot de niște proști. E bine, ei nu pot să-și permită să scoată Rapidul, dar dacă Rapidul nu se prezintă la primele două etape, sau se prezintă cu un lot incomplet sau cu juniori, va fi exclusă din competiție conform regulamentului, iar asta înseamnă că după două etape campionatul ar urma să continue cu 13 echipe și deci cu 6 meciuri în loc de 7, ceea ce contravine singurului regulament la care Liga ține și anume ăla cu mălaiul, pentru că televiziunile au semnat acest contract și plătesc această sumă pentru drepturile TV. Este o sumă de 27,5 milioane de euro pe sezon pentru 7 meciuri, nu pentru 6. În condițiile în care Rapidul începe campionatul și se retrage după două etape pentru că va fi descalificată, nu mai poate fi introdusă o nouă echipă și atunci se renegociază în mod normal drepturile de televizare. Televiziunile, evident că văduvite de un meci pe etapă, vor cere socoteală. Cui să ceară socoteală? Ligii. Și s-ar putea ajunge la renegocierea contractului, din care toată lumea are numai de pierdut. Conducerea ligii va exploda, nu va mai rămâne nimeni acolo, echipele vor începe să mârie pentru că vor fi bani mai puțini. Da? Și uite, așa se poate duce de râpă întregul fotbal românesc, pentru că televiziunile pot să spună la un moment dat, așa cum de altfel ne așteptam cu toții, bă, noi vrem să transmitem, dar la jumătate preț. Că și așa nu există un alt cumpărător. Dacă Digi și Dolce o să spună mâine, noi nu mai vrem să dăm, bă, 27,5 milioane pe sezon, vă dăm 10 pe sezon, că și așa nu vine nimeni să dea mai mult. Păi cine ar putea să dea mai mult? Da? Nu există riscul ca ei să piardă aceste meciuri. Și atunci, dacă vă convin banii ăștia, bine, dacă nu, nu. Sigur că acești bani nu mai convin. Toată lumea ar sări în sus și uite așa ar putea să dispară pur și simplu acest campionat în câteva săptămâni. Din vina cui? Sigur, din vina Ligii Profesioniste, care în 25 de ani n-a reușit să își pună un calendar sau un program coerent la dispoziție. 25 de ani s-a tot căcăit numai cu oameni deștepți. Vă reamintesc, Mitică Dragomir, Gino Iorgulescu și cei care îi înconjoară. Oameni de fotbal, oameni de bine, că doar nu sunt oameni de literatură. Sunt oameni de sport ăștia. Da? Cu toții, numai asta visează, numai asta mănâncă. E bine, iată cum arată acest campionat. Deci nimeni nu știe ce să facă. N-au putut să excludă echipa pentru că e birocrație și sigur nu își permiteau să aibă niște legi dure. La Liga încă o dată funcționează tot aceeași cumetrie. Hai să fim prieteni cu toate echipele. Nu, Liga nu trebuie să fie prietenă cu echipele. Liga e ca poliția. Da, este o instituție care trebuie să mențină controlul, ordinea. Dar nu-ți faci prieten la Liga. La noi numai așa era. Hai că am eu pe unul în comitetul executiv, hai că am eu un prieten al lui șeful, hai că mai încerc să mă păsuiască ăla, nu există așa ceva.
Ei trebuie să fie garantul unei legalități, da, să aibă o legitimitate acolo. Nu să facă cu metri. Și sigur că în aceste condiții nimeni niciodată n-a îndrăznit să spună niște lucruri clare. De asta nu se poate opera nicicum. Deci încă o dată, trei echipe pot să dea în judecată liga. Rapidul, dacă de exemplu va fi exclusă. De altfel, avocații ei au și spus astăzi, amenințând cu pumnul în aer, ca la marile dispute juridice, că dacă liga va exclude clubul din Giulești fără acceptul acestuia, este în ilegalitate. După care Rapidul, sigur, va constata împreună cu tot fotbalul românesc imposibilitatea sa de a se alinia la meciuri. Ce echipă ar putea să facă Rapidul când ea n-are niciun jucător în lot? Cine i-ar plăti pe ăștia dacă ar veni? Da? Hai să spunem că s-ar debloca drepturile TV. Bun, asta nu acoperă nici măcar datoriile. Cât poți să plătești jucătorii din drepturile TV? Câteva luni. După care restul, n-ai achitat datorii, n-ai mai putea să mai plătești după câteva luni. Deci oricum tot în colaps ar ajunge Rapidul. Oricum n-are cum să o ducă până la sfârșitul campionatului. Este imposibil. Și în aceste condiții ce se va întâmpla? Se va retrage. Deci este limpede că mai repede sau mai târziu în acest campionat se va ajunge la 13 echipe. Acum nu vrem să vorbim de 13 cu ghinion, dar vrem să vorbim de 13 impar. Cum se va mai juca în aceste condiții? Avem un telefon. Bună ziua, domnul Mariu. Vă salut. Ați spus mai devreme de pentru de suporteri, că practic tot își a fădat admisor, dar pentru suporteri este făcut. Da. Eu cred că aceste branduri Rapid, Universitatea Craiova, Steaua, nu pot să ființeze decât cu Liga Profesionistă de Fotbal sau cu Federația Română de Fotbal. Altfel ele n-ar avea nici, n-ar valora nici cu tot ceapă de gelată. Corect, nu? Da, sigur, într-o structură trebuie să funcționeze, da, dacă nu-și creează ele una. Deci, până la urmă, ele și-au creat această structură. Deci, atâta timp cât ele sunt în interiorul acestei structuri, noi trebuie să gândim, noi, și ei și toată lumea, un regulament în care să nu se mai întâmple treaba Rapidului și nici a Craiovei și nici a Timișoarei și momentul în care un patron, oricare ar fi el, nu mai poate să asigure continuitatea pentru anumit, până la un anumit nivel a unui brand, să îi se ia brandul, domnule. El să rămână cu datorile, pentru că el le-a făcut, nu brandul, dar să îi se ia brandul. Adică eu nu spun să îi ia în divizia A, nu spun să îi ia în divizia B, dar să îi ia în divizia C măcar, sau în divizia B, pentru că altfel eu, de exemplu, sunt rapidist, pentru mine vă spun cinstit, campionatul ăsta nu valorează nimic fără Rapid, nici nu mă mai interesează. Ca mine sunt și craioveni, sunt și timișoreni și pur și simplu ei cui mai vând acest campionat? Că noi mai repede vedem Spania, vedem Franța, vedem altceva decât vedem România. În ideea asta v-am dat telefon. Deci să aducem discuția aici. Dacă tot se face un regulament ca lumea, să-l facă ca brandurile astea să găsească o soluție să nu-și mai bată oricine joc de ele. Da. Atât am avut de sigur. Da, mulțumim. Mulțumim de intervenție, nu e nimic nou în această afirmație, dar e ușor de spus și iată greu de făcut, pentru că cam toți și-au bătut joc de echipe. Uitați-vă, Petrolul, de exemplu, începe din Liga 4-a. Este până la urmă singura echipă care a retrogradat din Liga 1, dacă Timișoara, să zicem, va rămâne. Va începe sezonul 2016-2017 în locul Rapidului, atunci înseamnă că doar o singură echipă retrogradează. Ei bine, aceasta nu se duce în Liga 2, nici într-a 3-a, ci într-a 4-a, conform ultimelor informații. Aia s-au prăbușit de tot, gata, până când va mai reveni fotbalul la Ploiești. Nu e ușor să spui sau să faci aceste lucruri, pentru că, așa cum ziceam și înainte, de a fi inoportunați cu acest telefon, e bine, cumetriile, prieteniile, aranjamentele împiedică până la urmă aceste situații. La noi nu există nimic logic. Exact cum a condus Mitică Dragomir Liga, exact așa este condusă și acum. De parcă ăștia erau obligați să continue același proces. Fix la fel, că și Mitică acționa exact așa. Și la el toate campionatele se judecau la TAS.
El nedorind, bineînțeles, dar acum este pasibil în sfârșit de pușcărie, el nedorind să ia aceste decizii, pentru că dacă le lua, avea probleme de ordin personal, cu prietenii, da, cu anturajul, cu... Și atunci mai bine își bătea joc de competiție, care în ochii lui nu reprezenta nimic. Și oricum nimeni nu l-a amenințat din partea asta. Suporterii și ăștia oricum nu știau. Nu-și cunoșteau drepturile, nu-și cunoșteau interesul. Ei trăiseră dintotdeauna în România. Ei nu știau că pot să trăiască mai bine. Nu-și imaginau că pot să fie într-un alt fel de confort. Exact așa cum suporterii și telespectatorii din România acceptă toți prostovanii la microfon. Da? La meciuri, cum comentam zilele trecute și despre Euro. Dar nu e nicio problemă, românul se obișnuiește și așa. Ce contează că ăia și-au bătut joc de mine sau au fost trimiși acolo ca să spună numai prostii? Exact așa e și aici, el nu știe lucrurile astea, nu-l interesează. Că e suporterul unei echipe, să îi trece. Las că nu e echipa aia, îi dă de mâncare. Până mă se consolează și cu asta, nu se mai uită la meciuri, dar asta nu e o frondă suficientă pentru a se lua măsuri. Se va uita altul la ele. Iată că deocamdată meciurile sunt televizate, se pune patimă, sunt toate partidele din Liga 1 televizate, toate meciurile importante și din Liga 2 ajunseseră la un moment dat să fie televizate. Televiziunea continuă să bage bani, neoferind nimic, bineînțeles, deci minimum necesar. Meciuri filmate prost, în general comentate prost, plasate prost. Ajungem să ne uităm la finalele de cupă marțea. Dar nu avea nicio logică. De ce ei se duceau, dădeau banii ăștia doar așa de umplutură, nu-l gândeau. E cum să ajungem noi acum să spunem că să iei lua la echipa, dar ce? Conducerea federației sau a ligii e făcută să ia cuiva ceva? Păi ăștia sunt tot de acolo. Sunt oameni care, înainte să fie în funcțiile astea, erau prietenii celor pe care i-au dat jos. Da? Sau prietenii celor care astăzi sunt în lista aia lungă de comitete și comisii. Pe la toate comisiile alea și îmbârligăturile alea. Ce să ia? Ce decizie să ia? Păi dar unde ați mai pomenit chestia asta? Campionatul începe pe 22 și aia au amânat până pe 21. Dar ce vor ei să mai afle? Să vede că n-au nicio bază în justiție, o desconsideră. Pentru că până la urmă ce ar putea justiția? Justiția e un miracol? Ce ar putea justiția să spună despre Rapid? Că nu s-a schimbat nimic acolo. Ce ar putea să vină să spună? Da, domnule, totul e ok. În 2 săptămâni s-a rezolvat situația unui club. Păi da, așa oricine și-a rezolvat situația. Dacă ei ar da un verdict favorabil pe 20 iulie și ar spune la Rapid totul este perfect, înseamnă că orice club ar putea să ajungă în situația asta, să n-aibă niciun angajat, să n-aibă niciun fotbalist, să n-aibă antrenor, să n-aibă nimic și să spere un miracol din justiție care vine, nu? Tot amâni și la un moment dat ăia, după ce tot dau decizii negative, la un moment dat vor da și una pozitivă. Adică vor da cu banul. Și vor ajunge să spună, asta e, până la urmă v-am păsuit. Mergeți mai departe așa. Și dacă îi păsuiesc, ce? De asta spun că e o tâmpenie. Vine justiția și spune, da, domnule, Rapidul nu mai e în faliment, intră în insolvență. Liga își va freca mâine și va spune, bun, de mâine sunt programați la meciuri, au acasă cu Botoșaniu în prima etapă. Dar cu cine joacă Rapidul? Ei cred că asta cu falimentul și cu insolvența e așa ca pe consolă. Hai, m-am dus acasă, de astăzi încep un nou campionat. Păi, dar cu ce jucători dacă ei n-au niciun ban? Astea nu sunt lucruri care să conteze, ci că e fotbal profesionist. Păi, bă, dacă ești fotbal profesionist, trebuie să ai un buget. Fotbalul profesionist nu trăiește de pe o zi pe alta. Care e rolul ligii în aventura asta? Am văzut că erau și aroganți. Dacă le puneai câte o întrebare, te luau ei în răspăr. Haideți că n-ați înțeles, ce să nu înțelegem? Da, care e rolul ligii în situația asta? Ligii profesioniste, că așa se numește. Păi cum să fii profesionist când tu n-ai niciun leu în cont? Cum să te înscrii în competiție când n-ai niciun leu? Cum să duci competiția la capăt cu 26 de etape când tu n-ai un chior? Cum adică să-i programezi? Ce înseamnă asta v-am păsui până pe 21 iulie? Cum ar putea ăia să-și facă echipă până pe 21 iulie? Dacă până acum nu și-au făcut. În ce mod ar putea? Că noi avem bilanțul aici. Asta știe și justiția. Ăsta a primit
A luat clubul Valerii Moraru undeva cu 2,2 milioane de euro datorie, mă rog, în mare așa, și-a dublat datoria până în momentul de față. Deci de la 2,2 a dus-o la 4,5. Da? Cel de când e președinte la Rapid s-a dublat datoria, dar nu e vorba de câțiva lei. E vorba de 2 milioane de euro în plus. Pe cum ar mai putea el în 10 zile să o șteargă, ceea ce nu înseamnă nimic, și după aia să și investească ca echipa să poată să continue? Că nu contează dacă aduce 4,5 milioane, că aia e numai datoria. N-are niciun jucător dacă aduce banii ăștia. Îi mai trebuie încă pe atât ca să-și facă și un lot. Trebuie să ai măcar 20 de jucători în lot, altfel cum să începi? Hai, nu-ți trebuie 20, dar măcar 16. El n-are niciunul. N-are voie să aducă juniori. Regulamentul nu-i permite. Deci trebuie să aducă jucători. De unde ia el? De unde face el lotul ăsta în 10 zile? I-a trebuit vreo 10 milioane de euro. El n-are niciun interes, el n-a băgat niciun euro. Pe el nu-l interesează asta. Dacă ar fi vrut să facă asta, făcea până acum. Deci, încă o dată, Liga este responsabilă aici. Că ăla bun, ok, dă-i dracului. Scoate-l afară din fotbal, învață-l minte. Trimite echipa în Liga 4 și dacă va fi vreunul disponibil vreodată să o ia de acolo, să o aducă înapoi. Poate să aștepte și Rapidul câțiva ani. Da, scoate echipa, nu lăsa așa, pentru că îți bați joc de competiție. Și sigur, accidental sau accesorial, vin și problemele astea alte. Că ăștia nu știu, nu se pricep la fotbal, nu se pricep la management, televiziunile și sponsorii. Dar bun, când vor fi atacați direct la bănuțul lor, atunci își vor da seama că e o problemă. Ei, bun, până acum nu se pricepeau, dar nu le spunea nimeni chestia asta, ei credeau că sunt buni. Nu, erau proști. Ok, dar în momentul în care vor vedea că nu s-a mai respectat regulamentul și că i-au tras în piept ăștia de la ligă, atunci vor interveni. Asta îi va deranja. Că nu vor mai putea să transmită 7 meciuri și doar 6. Atunci vor interveni și ei. Deci, în ultimă instanță, până la urmă, Liga își dă singură cu Tesla, știți unde. Singură. Bun, astăzi avem niște partide Liga Campionilor. Mă rog, asta e mai mult pentru pariori. E vorba de turul al doilea de calificare, meciuri tur în Champions League. Practic începe competiția, pentru că turul întâi a avut câteva meciuri, era nesemnificativ. Avem astăzi Zrinjski din Bosnia cu Legia Varșovia, echipă grea, aceasta din urmă net favorită. Dinamo Tbilisi cu armenii de la Alashkert, echipă care a trecut de primul tur preliminar. Karabakh Agdam din Azerbaijan cu Dudelange din Luxemburg. Berșeva din Israel cu Sheriff Tiraspol. Bate Borisov cu Saiaka din Finlanda, Lincoln Red Imps din Gibraltar, care s-a calificat în acest al doilea tur, va juca cu Celtic Glasgow, TNS din Țara Galilor, Sfinții Țării Galilor, cu Apoel din Cipru, La Valeta cu Steaua Roșie Belgrad, Salzburg cu Liepaja din Letonia și Vardar Skopje cu Dinamo Zagreb. Încep meciurile serioase în Liga Campionilor, cel puțin la acest nivel. Mai avem de asemenea de vorbit un pic despre campionatul european Under-19, care a început în Germania ieri, imediat cum s-a terminat Euro pentru seniori. E bine, în Germania 55.000 de oameni au asistat la prima partidă, meciul de deschidere Germania-Italia, câștigat de Macaronari în minutul 78 din penalti, gol Di Marco. Meciurile se joacă tot 90 de minute. Pe Mercedes-Benz Arena din Stuttgart a fost această partidă, uriașă asistență pentru meci Under-19 în Germania. În siajul campionatului european recent încheiat, nemții s-au dus buluc. Această partidă, care era menită să fie o revanșă după disputa de la Euro, s-a încheiat finalmente chiar așa, cu victoria italienilor. În această grupă A, Portugalia și Austria au terminat la egalitate 1-1, ca și la Euro seniori, când cele două echipe nu s-au putut departaja în faza grupelor, a fost 0-0 acolo, 1-1 aici. Austriecii au deschis scorul prin Iacupovici în minutul 10, Empiș a egalat pentru portughezi
în minutul 53. Astăzi s-a jucat prima partidă din grupa B. Sunt două grupe, câte patru echipe. Ce în grupa A, Italia 3 puncte, Portugalia și Austria 1 punct, Germania 0 deocamdată. Primele două se califică mai departe. Asta înseamnă patru echipe. Poziția 3-a, nu știu, că văd că aici apar că sunt pe locuri eligibile și locurile 3. Dar pare bizar să n-avem direct semifinale și să avem 6 echipe care se califică mai departe, ar fi ciudat. În orice caz, din grupa B, astăzi în primul meci, Olanda a dat un recital în fața Croației. Olandezii au câștigat cu 3-1, meciul s-a jucat la Ulm. A fost 2-0 la pauză pentru Olanda. Bergwijn și Lammer s-au marcat, pe care Brekalo a redus din diferență pe finalul primei reprize pentru croați. Olanda a rămas în 10. Zeefuik a fost expulzat în minutul 54 pentru al doilea galben. Cu un om mai puțin, Olanda a mai marcat odată în minutul 85 prin același Bergwijn, al doilea său gol în această partidă. Victorie strălucitoare a Olandei. În această seară, atenție, mare meci, Franța-Anglia, partida urmând să înceapă la ora 20:30, ora României. Este un meci pe care va transmite Eurosportul. Văd aici, Eurosport Internațional transmite această competiție. Franța-Anglia, așadar, în grupa B a turneului Euro Under 19, campionatul european, care se desfășoară în Germania. Bun, cam atât pentru astăzi. Aș prieten, ne-am ocupat timpul cu Liga 1, dar evident fiecare zi de aici până la startul competiției va aduce noutăți, măcar de ordin administrativ-disciplinar, dacă nu și altceva, adică pe plan sportiv. În fiecare zi vor fi rumori, zvonuri, la noi nu există certitudine. N-am vorbit despre BRD Bucharest Open pentru că e atât de slab țintarul încât nici nu merită interes. Am văzut că până la urmă s-a retras și Iaroslava Jvedova, jucătoarea din Kazahstan, care a avut un parcurs remarcabil la Wimbledon. N-a mai venit până la urmă dându-și seama că efectiv nu merită. În afară de jucătoarele noastre, în special Simona Halep și Monica Niculescu, practic nu e nimeni la acest turneu. Meciuri totalmente insipide, lipsite de orice interes. De notat că astăzi Monica Niculescu a învins-o pe Andreea Mitu în primul tur 6-2, 6-4 și va juca în turul secund cu învingătoarea dintre Polona Herzog și Cecil Caratanceva, jucătoare care n-au ce să caute pe tablou principal. Bani puțini, așadar numai rebuturile au venit la București, cu excepția, spuneam, a jucătoarelor noastre. Simona Halep, evident, mare favorită, va juca astăzi cu Barbora Krejčíková din Cehia, o necunoscută. Laura Zigmund este favorită 4, ea a trecut fără probleme de Teliana Pereira din Brazilia 6-2, 6-2. Favorita numărul 2, în urma Simonei Halep, așadar, este Sara Errani, care s-a obișnuit să joace la București. Sara Errani, care, o să vă spun imediat, e în balotaj favorabil, 6-3, 3-1, în fața sârboaicei Crunici, mai mult ca sigur se va califica. În rest, în ceea ce privește jucătoarele de la noi, Patricia Țig joacă la această oră cu Mincă, Ioana Mincă, deci Patricia Țig, Ioana Mincă, așadar una dintre calificate va fi din România. Pauline Parmentier joacă cu belgianca Bonaventure, 6-4 pentru franțuzoaică primul set. Rani are 6-3, 4-1 cu Alexandra Crunici, urmează să servească. De asemenea, Danca Kovinic s-a calificat lejer cu Podoroska din Argentina, 6-1, 6-0. O victorie lejeră. Adversara Monicăi Niculescu va fi până la urmă Polona Herzog, care a câștigat în 3 seturi cu Cecil Caratanceva, 6-2 în decisiv.
Așadar, ăsta va fi meciul. Niculescu, sigur, mare favorită să se califice. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Reauzim mâine cu noua tolbă de informații la momentul respectiv. Rămâneți cu bine!